Doar că noi acum, actorii din generația asta, trăim într-o era tehnologizării, într-o era deschisă în care viteza informației este instantă și atunci, practic, noi nu mai concurăm doar seara de la 7 la 9 sau când se dădeau pe post, la televizor, seriale, filme și mai departe. În 2023, implicit în anii ăștia, noi concurăm instant cu ceilalți actori sau producții din România, din Europa, de peste ocean, deodată, simultan. Adică nu îl vezi doar pe Denis Hanganu sau pe Nico sau pe Cotrin sau pe Bianca și zici, domnule, ei sunt ăștia, ai noștri, pentru că nu mai acces și la alții. Pentru că dacă stăm să raportăm obiectiv, adică o spun cu tot respectul, în timpul comunismului, dacă îl vedeam și pe Laurence Olivier, dacă îl vedeam și pe Alain Delon și așa mai departe, cred că lucrurile stau un pic diferit, dar accesul la informații nu era chiar așa. Și pentru că te raportai doar la ce vedeai, normal că părea că nimic nu există mai bun și că doar pe ăștia avem. Sigur că da, și sunt magistrali. Dar în același timp, acum când aud prostia asta cu domnule, actorii tineri, că aia încă mai... Nu e adevărat. Pentru că tu compari direct.